Băi, mișto, am văzut o potaie rasă. Vorba lui Luigi Mafia. Respect rasa. Bă, nu știu ce rasă era. Era de-a mică. De-aia pe de de-aia. Da, am trecut eu pe lângă Boșorog, era un Boșorog. Deci are și băbăciune. Cum ne-am dat seama? Are și băbăciune, dar le avrim. E cu educația veche, originală, de igliță. De croșete. Originală. Băbăciune, fii atent că am croșetat și eu la viața mea. Păi, da, tu l-ai făcut pe toate, am făcut multe chestii. Făceam multe chestii. Făceam bendițe, făceam dalea. M-am băgat și știu. Croșetasor mea, am croșetaș. Ea nu prea se juca cu jucărele de ale mele, că eu le făceam mai complicate. Dar eu mă jucam cu păpușii, le făceam frumoase. Și după aia și croșetam. Și merge, după am putut, am gata, am învățat și asta, e original. Și mai știi, știu, te pula mea trebuie să tragi de aia, să faci, să faci pe aia, după aia tragi pe aia, iar asta, știi? După aia ai gemă acolo și... Că știu și eu niște fete care croșetau. Dar nu mă primea, că era program de fete. Păi n-are nimic, că și eu știu să croșetez, dar nu le-am zis la aia. Treaba, mă dore pula. Și am văzut că țelul nu e cătel. Era cățelușe. Cățelușe frumoase! O scosese bă, ăla, moșu. Moșu Cocoloșu. Venise să-și cumpere ziar. Mi-am găsit și eu un ziar. Click. Și o să facem caterincă de ăștia. De ce? Click că mă oftic. Că e bogat și fericit. Și se babardește și se divorțează. Se iubește și se urește. Și eu sunt sărac și căcat și pișat. Și eu mă urăsc pe mine și mă iubesc. Eu sunt de la narcisist. Și atunci dacă sunt narcisist zic bă! Bă! Așa. Curvili! Cum zicea Nea Costel. Curvili! Da, e frumoasă. Dacă îl vedeam pe Nea Costel cum pupa una care arăta cu curvili, am văzut-o cum pupa. Deci, curvili, dar îi plăcea cu mine. Știi? Hotul strigă hotul. Și Nea Costel, unde e Nea Costel? Păhăre, nu o să bem niște apă. Așa. Și am văzut geacă castă. Ce geacă? I-a băgat pe cățeluș și geacă castă. De-aia făcută original. Cred că a făcut anul trecut, că era destul de nou. Și a venit frigulețul, s-a uitat la meteo. S-a uitat la Iulia Scripcea, care a ieșit serioasă. Zice, gata, e bine că a băgat-o asta spre Iulia Scripcea, că ne-a duce veștile urâte. Zice, gata, vine un front, face ăta, da, e rece. Și o să plouă. Oh, să-mi bag pe cățelușe geacă cu rochiță. Avea geacă cu rochiță la cur. Jackie e rachetă. Deci era geaca și era de-aia cu volănașii la găoază. A zis, mare ce grădina Maicii Domnului Doamne. Și e plină de legume și fructe. Și de oameni. Și zic eu, wow! Geacă cu rochiță. Bă, da, azi, moșor cum era. Ea a făcut baba geacă cu rochiță custom, că aia era fată, că l-am întrebat, e fată, dar ăla, da, e fată. S-a supărat. Eu n-am vrut să mă plec, să mă umilesc, să mă uit la aia, la cățelușe, ce pula mea.
Da, dacă am văzut o geacă cu rochiță. Am zis, bă, eu ziceam că sunt Rambo. Asta cred că e ala să-i mele, dar aloc. Păi de ce? Rambo juca în Rocky. Deci am văzut geacă cu rochiță, deci era Rocky. Nu știu, cred că era Rocky 10. Și în Rocky 10, că Rambo era... era fără gagici. În Rocky 1, 2, 3, nu știu câte au fost. Poate e și Rocky 4. Era caftangiu Rocky, nu știu. Rocky Balboa. Aoleu, mergeți cu Ioana, că ea era șarpe. Era șarpele Boa. Și ziceam, eu sunt Rocky Balboa. Bine, hai că dacă sunt Rocky Balboa, îmi bag găsă. Nu, eu nu sunt Rocky Balboa, sunt Rocky Boa. Că m-am zis că sunt Rambo. Deci dacă sunt Rambo, n-am cum să fiu Rocky Balboa. Se mai așa mai patriot, Rocky Boa. Dar să știi că am cam fraza lui Rocky Balboa, că își lăsa să și la ceva. Și de-aia purta de-aia, că îi stătea creciu, de-aia creciu. Și îi zic, eu sunt Rocky Boa. Mă duceam la gagica cu rochiță. Și moșul, lasă fetița. Fac eu vreau să-i văd ce are sub rochița. Și îmi place că e sora lui Bulă. E plină de păr. Ba nu, o fi Bulă. O cheamă Bulă? Nu o cheamă Bulă. Vorba lui o prietenă de-a mea handicapată, dar a fost tare la viață, dar acum e handicapată. Își făcuse rost de o cățea care îi zicea iubire nemuritoare. Acum am aflat că e cățea, că e mult la pule și s-au la pis de la căi. Cam seamănă între ele, poți să-ți dai seama. Și zic eu, cum îl chema pe vagabondul ăla? Deci ce vagabond? Vagabondul care a fugit. Păi nu, că l-a luat cineva. A, bine. Și cum îl chema? Lorelai. A, era fată, da, Lorelai. Fac eu, aură, istoria snobismului. Noi trăim istoria. Lorelai? Lorelai! Deci, în limba română nu puteai să-i zici Luluța? Cum nu, Lorelai? Oh, sau îi ziceai altfel. Lorelai, lae, lae, bucălae. Sau Lorelai, lae. Nu, no, că e prea mult. Ce mai un nume de trei cuvinte? Lorelai, lae. Traducere și adaptare, dar că limba română păstrează din limbile străine chiar citirea numelor proprii. Și atunci trebuie să Lorelai. Și mai băgai și ceva din limba română, doar era românească. Și băgai Lorelai, lae. Dar am mai văzut o bobociune asta, chiar nebună. Acum vreo 10 ani, nu 10 ani, mai încoace. Vine o vecină de s-a întâlnit Boșoroci. Vine o vecină cu un cățel în brațe. Nu știu ce era. O puta e tot asta mică. E bună asta, dar apartament trebuie să crești de-asta mici. Și îl ținea în brațe. Și era un el și o ea. Un moș, o babă. Mamă, iubire, că ăștia erau prieteni. Zăsă, aceeași generație, original. Noi, eu nu mai sunt în Next Generation, sunt în Generation, dar acum vine Next Generation, să vedem cum se înțelege cu ăștia. Bă, baba aia, în fața mea, eu eram tânăr. Dacă o vedea copii, că am văzut boșorești care urlă la tine, care se îmbrățișează pe stradă sau se sărută, că și mie mi se întâmplă. Că la 35 de ani eram cătună și sunt un cătună. Și aveam o iubită și mă sărutam cu ea și... Bă, da! Moșul ăla, de ce n-a protestat la locul? Bă, frate, m-a ciupit-o și pe ea. Și de ce făcea baba? Dacă vedea copii. O lingea la gură câinele, că așa pupă ei. Și baba și-a scos limba din gură și dădea la câine. Bă, era copii. Eu zic, bă, am halucinat și sunt nebun. Bă, nu, se întâmplă. Mă dădea mai în spate, m-a apropiat. Nu, era super. A, ce frumos e. Ce? De ce la cu geacă cu rochiță? Nu e chiar așa. Super tare.
Îi zic, bă, geacă cu rochiță. Putem face un film cu geacă cu rochiță. Că se îndrăgostește Rambo, ăla, Rocky Balboa, este altceva. Rocky Boa, păi ce ești beliojat, nu, am ochii mici ascunși, deci nu inspir încredere. Ba da, că am și papagal, dau și din creier, ochii mei sunt de aia senzuali, ca de gagică. Dacă eram gagică, erau mai mari, au ce plăci. Aia, bă, da. Dacă ai tâmpenii la cap, hai să zic eu o metodă psihologică simplă, te uiți în oglindă. Sau nu e nevoie să te uiți, mai bine nu te uiți în oglindă. Aia de ce? Da, da. Dar îți repeți în fiecare dimineață. Sunt puternic. Sunt frumos. Sunt deștept. Și poți să te și minți, dar e bine că dacă îți repeți și te minți, se întâmplă. Toate gagicile se uită la mine și mă poftește, dar nu vreau să poftesc că mi se apleacă. Șeful moare de ciudă că eu sunt șmecher. Și dacă nu ești șmecher. Toți dușmanii mei, toți sunt dușmanii mei și moare de ciudă. Și eu sunt deștept. Sunt bun meseriaș. Ce dacă, sau sunt student și am restanțe, e ce dacă, fără restanță nu e prestanță. Deci, încerc să transform lucrurile negative, dar asta trebuie să ți le repet. M-a părăsit iubita, dă un pula mea la scătăgă o drăzie. M-a părăsit iubitul, n-are nimic. O să ia blenoragie de avie, să se-i moară pula. Sunt băiat, ce trebuie să-mi tai pula dacă că bagamonțește strălă putere de piste. Sau sunt gagică, m-a părăsit iubire. Primul meu prieten care m-a deplorat, n-are nimic, se mai întâmplă între, într-o fată și un bărbat. Și acum e ce trebuie să fac? Dacă sunt super deprimat că țin doliu, că e un fel de doliu după o despărțire, stau așa, găsesc a mea pasiune. Ce făceam eu înainte de iubire? Păi făceam niște lucruri care mă satisfăceau și cel puțin mă mulțumeau. Revin la ele, că iubirea m-a acaparat cam mult și eu știu să fac lucruri de alea. Orice. Că vorbesc cu prieteni pe SMS, pe mail, că făceam niște lucruri, niște desene, sau că țineam un jurnal, sau că ceva. Fac acel ceva ce făceam înainte de iubire. Cum? Cu original. Dacă văd că persistă chestia și nu merge, mă duc la psiholog, e normal, și sau chiar la psihiatru direct. Fără să știe nimeni. Dau pe internet, văd acolo. Depinde ce prefer, femeie sau bărbat. Cum ai tu preferință? Să fie tânăr sau bătrân? Că fiecare... Vezi că sigur își fac reclamă pe internet. Te duci la un cabinet particular. Plătești o consultație. Ăla îți prescrie niște medicamente antidepresive. Treci peste asta. După aia întrerup tratamentul și te autosugestionezi. Sau vorbești cu ăla, zice ce metode ai, că nu toți oamenii funcționează la chestia. Poate fi chiar periculoasă. Cum periculoasă? Pentru că tu constați în fapt real că tot ai eșecuri. Și atunci tu zici, sunt frumos, sunt deștept, dar pula mea, de ce am atâta eșecuri? Dar unii chiar pot să viseze. Și tu cum faci ca să te menții? M-am întrebat pe mine. Băi, să ne simțim. De fapt, nu să ne simțim. Nu există un om perfect, ne simțim că nu există nimic perfect. Dar în cazul meu, e așa mișto. De ce? De-aia. Nu trebuie să-ți exprimi.